Domnule primar, știm că administrația locală are în acest moment mai multe proiecte de investiții pe care urmează să le demareze, ori deja le-a demarat. Iar noi, ca instituție mass media, considerăm că putem face o legătură bună între administrația locală și cetățeni. De aceea ne-am gândit să inițiem o campanie de informare a reghinenilor cu privire la aceste proiecte, știind că administrația locală este deschisă tuturor propunerilor viabile, sugestiilor care vin din partea cetățenilor. Și atunci, haideți să începem astăzi prin prezentarea unuia dintre aceste proiecte, parcul de la Pădurea Rotundă. Da, e o acțiune binevenită din partea mass mediei, pentru că, deși am vorbit destul de mult despre acest proiect sau despre proiectele care le derulăm sau urmează a fi derulate, spre surprinderea mea, atunci când începem o lucrare și afișăm conținutul lucrării și o schemă, oamenii stau și se uită și atunci, abia atunci realizează că ce se va face acolo. Deci eu nu știu dacă, probabil nu se uită toată lumea la televiziune sau nu este foarte bine înștiințată despre ce se întâmplă în municipiul Reghin. Haideți să vorbim atunci, cum ați propus, despre parcul de la Pădurea Rotundă. Deși s-a vorbit destul de mult despre această lucrare, este planșa afișată la locul de muncă, este planșa cum va arăta în final, după lucrări, toată zona, această planșă este pusă pe site-ul primăriei și se poate studia. Lucrarea a început de mult, din toamna anului trecut. Toată zona aceea își schimbă aspectul. O să fie, am mai zis, piste pentru bicicliști acolo, o să fie promenade, alei, o să fie toată zona aceea care a fost pășune, hai să zicem, o să fie o zonă de agrement cu arbuști, cu copaci, cu pomi, care să confere confortul termic, hai să zicem, umbra necesară, ca să ne putem petrece timpul liber acolo. Bineînțeles că între timp au apărut anumite modificări, cum a apărut, de exemplu, această lege al picnicului, hai să zicem, deci unde poți să faci foc, unde nu poți să faci foc. În proiect au fost prevăzute câteva, hai să zicem, vetre, unde oamenii pot să facă foc. Acum o să amenajăm mai multe locuri de acest gen, în conformitate cu acea lege care a apărut acum în săptămâna trecută, de fapt. La fel, va trebui să punem și mai multe puncte de colectare al gunoiului. Să nu uităm că această lege nu amendează numai pe cei care fac foc în locuri nepermise în pădure, ci îi amendează la fel de strict și usturător și pe cei care lasă mizerie, gunoi sau alte rămășițe la locul unde au petrecut ziua respectivă. Dacă ar fi să facem o comparație a acestui parc cu ceea ce există la platou, la Târgu Mureș, s-ar putea face o asemenea comparație? Sigur că da, se poate compara. La platou, la Târgu Mureș, există un teren mare de joacă, există zone de picnic, acum se amenajează și acestea la Târgu Mureș, și există căi de acces pentru anumite puncte care sunt acolo în imediata apropiere al acelui parc, cum este restaurantul Platou Cornești, sunt aleile acelea de cale ferată îngustă, este grădina zoologică și acum, bineînțeles că un lucru făcut este ușor să-l critici, dar eu zic că Târgu Mureșul a făcut o chestie frumoasă acolo și va îmbunătăți acea zonă, inclusiv cu piste pentru biciclist, o să se apuce și la confecționat piste pentru bicicliști.
Până în acest moment, care sunt reacțiile reghinenilor la acest proiect? Și haideți să începem cu cei care locuiesc acolo, aproape de zonă. Deci, cei care locuiesc acolo în zonă se bucură de acest proiect pentru că se pune capăt acelor migrații de animale, să zic așa, de pe o stradă pe alta. Bineînțeles că acest lucru implică și anumite sacrificii. Vaca nu va mai trece pe acolo ca să facă mizerie în fața casei mele, eventual, sau să, dacă am făcut șanțul, să-mi strice șanțul după ploaie. Știți că vaca are 400-500 de kilograme, imediat împinge malul șanțului, îl face la loc. Deci acestea sunt avantajele acestui, și într-un municipiu este greu de conceput ca vacile să umble pe drum. Acum, cum s-a asfaltat și strada Stejarului și se vor asfalta toate căile de acces ca să putem să ajungem în condiții normale, inclusiv cu căruciorul sau cu bicicleta sau cu alt mijloc de cum patine pe role sau skateboardurile, să ajungem la această destinație, parcul de la Pădurea Rotundă. Cam când credeți că va fi gata cu totul acest parc? Deci acum, săptămâna viitoare, urmează plantarea. Începem cu amenajarea solului. Acest lucru înseamnă frezarea, este un termen destul de tehnic, deci aplanarea terenului, pregătirea terenului pentru a fi însămânțat cu iarbă, pregătirea găurilor unde vom planta acești arbuști, copaci, gard viu și așa mai departe, confecționarea acelui labirint care sper să fie pe placul multor copii din gard viu, pe de labirint, să se joace acolo copii, pregătirea terenurilor pentru zonelor unde vor fi amplasate aparate de joacă, bineînțeles pregătirea solului pentru a se putea confecționa din material lemnos amfiteatrul respectiv și, bineînțeles, continuarea celorlalte lucrări, cum este pavarea sau asfaltarea diferitelor tipuri de alei, cum sunt alei pietonale, alei pentru bicicliști, pentru cărucioare și așa mai departe. Vom putea intra anul acesta acolo? Sigur că da. Termenul de finalizare. Trebuie să spun că puține proiecte am reușit să le încadrăm, execuția lor, bineînțeles, în termenele date de către executanți. Ei, acest proiect, pentru că toată lumea a urmărit cu un interes destul de viu ce se întâmplă acolo și din start deja am avut grijă ca încadrarea în timp a lucrărilor să fie respectată. Cu ocazia depunerii proiectului sau oferte pentru execuție, ofertantul depune un fel de grafic de încadrare în timp a lucrărilor. De exemplu, turnarea sau, știu eu, prepararea se face până la data cutare, plantarea până la data cutare și așa mai departe și toate astea se încadrează. Într-un final, sper ca la 1 iunie, de ziua copiilor, să putem să prezentăm efectiv acest proiect populației. La ce valoare se ridică această investiție și de unde avem acești bani? Deci, așa cum am mai spus, această investiție are o valoare de aproape 2.200.000 de lei, deci 22 de miliarde vechi, din care 600 de mii de lei, de 6 miliarde vechi, provin din finanțarea de la bugetul local. Restul, deci aproape 15 sau 16 miliarde, vin de la administrația Fondului pentru Mediu. Este un program care s-a câștigat pentru a fi finanțat din fonduri guvernamentale.